Așa cum se știe și ar trebui, fiecare consilier local trebuie să întocmească anual câte un raport de activitate. Întrebați în cadrul unei conferințe de presă dacă reprezentanții Partidului Oamenilor Liberi sunt mulțumiți de activitatea depusă în cadrul Consiliului Local din Câmpul Lung, aceștia au afirmat că există loc de mai bine. Totodată, aleșii Pol au făcut referire la faptul că pe timpul mandatului lor, multe dintre problemele municipiului nu și-au găsit rezolvare, culminând chiar cu închiderea bulevardului Pardon. Nu, eu nu sunt mulțumit. Eu sunt chiar nemulțumit de ce s-a reușit până acum. Am promisiune, așa cum am spus atunci, că dacă rămâne 2 ani închis, am promisiune și până la urmă, unul din scopurile mele acum este să mă bat să nu tergiverseze nimeni în bulevardul și să se întâmple ceva cu bulevardul. Cred că în asta va sta și dezvoltarea turistică a orașului. În bulevardul ăsta mic, deși câteva sute de metri, în ăsta stă esența orașului. Dacă o pierdem pe asta, cu Vișoi 3, cu Rotunda, cu Crețișoara, cu ce vreți voi, nu facem oraș turistic. Cu Leculești. Cu Leculești, cu Livadie, cu ce vreți, nu facem. Orașul, cheia orașului ăsta, stă în bulevardul ăla. Și parcă nu, pot să-ți promit, nu voi mai de vreodată, eu. Dar voi susține Polul întotdeauna pentru că știu că poate. Și acum am certitudinea, cred că o aveți și voi, că nu există interes. Nimeni n-a avut niciodată alt interes decât Câmpul Lung. Și uite dovadă că am stat cu minți, am spus când am avut de spus ceva, m-a deranjat când s-au votat hotărâri care cred eu că puteam să le îmbunătățim. Nu spun că revoluționam ceva, că nu e vorba de revoluție aici, aici e vorba de evoluție. Și în asta cred. În actul administrativ făcut mai bine, mai corect, dacă se poate mai atent la cetățean. În privința alegerilor din 2024, Partidul Oamenilor Liberi nu va avea candidat la primăria municipală, însă va avea candidați pe listele de consilieri.